considerat mereu oaia neagră din vestiarul Chindiei, Târgoviște Cherchez a avut mai multe probleme de indisciplină, fiind suspendat din lotul echipei din luna noiembrie anului trecut. Însă dosarul său a fost deschis încă din luna aprilie, când și-a înjurat antrenorul după un meci cu FC Botoșani, iar de atunci nu și-a mai găsit liniștea pe stadionul Eugen Popescu. În prezent, jucătorul este deținut în coproprietate de Chindia Târgoviște și FCM Târgoviște. După cum știți, s-a dus, se pregătește cu Dinamo. Nu i s-a dat niciun act de transfer, niciun document prin care să fie transferat, urmând ca în perioada următoare să discutăm împreună și cu domnul Zotică, în coproprietate cu noi și cu acționarii clubului, să vedem sub ce formă îl cedăm pe Cherchez echipei Dinamo. În altă ordine de idei, formația târgovișteană a mai pierdut 3 jucători pe lângă Răzvan Dobre, care a intrat în disgrația conducerii după ce a înaintat memoriul la Asociația Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori în primele zile ale acestui an, legate de diminuarea salariului propusă de conducerea clubului Chindia Târgoviște. Au plecat 3 jucători, Petre, Ștefan și cu Bogdan Dinu, care au venit și au reziliat contracte, iar Dobre, după cum știți, e o problemă. Între timp, în vestiarul târgovișteean au apărut deja nume noi. Acum, în retur, au venit deocamdată 3 jucători. E vorba de Sândulescu de la Titu, Roman, care de la Berceni 2, și Voicu, care a jucat la Sporting Caiaș. Urmând ca până la începerea campionatului să mai aducem unul sau doi jucători, să completăm atât în linia de mijloc cât și pe postul de fundaș central.